până an la oi am fost, măi ciobane măi. Oile nu mă cunosc, măi ciobane măi. Este o atmosferă plăcută, o să rog pe doamna Otilia să vină din nou lângă noi. Cetina și cetinița din Moinești, vrea să spuneți ceva și despre domnul director. Sigur că da. Ce-i transmitem? Că acum el se uită la televizor, ne vede aici, trebuie un mesaj deosebit, un mesaj special. O să-i transmit și din partea părinților și din partea copiilor, tuturor copiilor al școlii numărul 4 Moinești. Sănătate, putere de muncă, mai are puțin până iese la pensie și dorim să fie sănătos și să aibă grijă de noi în continuare, chiar dacă va fi la pensie. Dar eu o să vă rog să-i faceți dumneavoastră personal și o dedicație muzicală, pentru că știu că păi le știți cu astea. Păi cum să nu, dacă este ora veseliei, pot să-i o corăghească dedic, ceva? O corăghească, sigur. Asta să știți e. Că e un foarte bun dansator. A, păi e clar, da. E clar că se încinge aici și dansul. Dragi telespectatori, continuăm cu o corăghească.
Să jucăm o corăgească, trele-le-le-le. Și cu urmă bătrânească, trele-le-le-le. Ușurel, ușor, ușor, bătutal, pătineșor. Ușurel și-a apasat, jocul nu-i de lăsat. Ca să joace fiecare trele-le-le-le. Roata mare la părâu mai trele-le-le-le. Ca să o pui juca și eu mai trele-le-le-le. Corăghește să dus una până 41. Corăghește să dus triu și mă învârte mai la săi. Corăgește trele-le-le-le. De grabă nu bătrânește trele-le-le-le. Cu mine drag să joc mai trele-le-le-le. Corăgește la mijloc mai trele-le-le-le. Saraca și-o bota meu o să ridică-ți din mie. Și-am să joc să nu mai pot. Corăgește la mijloc și iar două, două, două. Eu până dimineață plouă. Deși n-am să mai pot juca, măi. Îi corăgește la podea, uite, uite așa, măi. Simt voie să mai mulțumesc părinților care ne-au însoțit la această emisiune.